cum ar zice tata, nu mai umblați cu părul în ochi și hai să vorbim despre vreme. Nu mai umblați cu părul în ochi? Da, chiar dacă n-aveți păr în ochi. Îmi place mirosul de iarnă foarte mult și mai ales de ger dimineața și seara. Mi-aduce aminte de copilărie. Nu glumești, nu? Nu. Serios. Eu stăteam foarte aproape de școală, dar ca să mă bucur de iarnă, când terminam orele, îi duceam pe toți pe acasă. Nu cred. Serios, pentru că n-aveam asta, mersul, drumul spre școală, nu l-aveam. Că stăteam, uite, unde e camera, unul stăteam eu. Da. Și atunci conduceam pe ei. Ca să simți și tu în aer de iarnă. Da, ca să-mi înghețe și mie nasul. Exact. Păi, practic, da. Așa sunt eu în această perioadă, având în vedere că lucrez aici lângă studio. Mi-e foarte greu să mi se facă frig până aici. Vezi? Și mă stresez, mă duc până la benzinărie să-mi iau un fresh de portocale pe jos și atunci simt și eu puțin rece sau mi-îngheață mâinile puțin pentru câteva secunde. Pentru că, iată, într-adevăr, nopțile sunt geroase și avem grade cu mult sub zero în această perioadă. Însă, pe parcursul zilei, meteorologii ne mai multe grade în termometre, poate mai mult față decât ar fi normal pentru această dată în anumite zone. Cum spuneam, pe parcursul acestei zile cerul va fi variabil, însă ușor, ușor se va înnora, începând din nord, nord-vest și prin centrul teritoriului, acolo unde se anunță și precipitații mai degrabă mixte și sub formă de lapoviță. Este posibil să vedem și câteva raze de soare prin sud-estul teritoriului, mai cu seamă prin Constanța, dar nu vi le promit neapărat. Însă să fim atenți și dimineața și seara la ceață, pentru că vizibilitatea va fi scăzută sub 50 de metri. Și cum spuneam și mai devreme, atenție și la polei, șoferi, mai ales dimineața și seara. Pentru mâine, meteorologii mai pun câteva grade în termometre, astfel că maxima va atinge undeva la 9-10 grade, mai ales prin sudul și sud-estul teritoriului, bineînțeles în continuare cer acoperit, și vom mai avea și precipitații, iată, sub formă de lapoviță, precipitații mixte și mai cu seamă precipitații sub formă de